Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Pești. Etalare care vine după balanță, pentru că ei au avut cele mai multe vizionări și apoi voi. Și vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea și fidelitatea cu care mă ascultați majoritatea dintre voi. Dragii mei, între balanță și pești am fost și mi-am cumpărat un inelu. Îl vedeți? Este Queen Bee. Pentru că pot să fiu, voi fi eu semn de apă, dar pot să fiu foarte bine și semn de aer cu atâtea planete, așa pot să fiu și regina albinuțelor, da, Queen Bee. Da, îmi place foarte mult, mi-a plăcut ideea asta, pentru că o folosesc elementele și albinuța și hexagonul folosesc în lucrările mele. Și o să vedeți când o să primiți cei care vreți să primiți, să vă jucați, să folosiți setul de cărți pe care l-am pe care îl pregătesc. Acum, din seria mesajelor oracolilor, mesaje de la îngeri, ați primit lumină și dragoste. Dragii mei peștișori, de orice natură ați fi, că vă acuză lumea, că vă pune undeva într-un colț, mai mult sau mai puțin, sunteți înconjurați de lumină și de dragoste divină. Unii dintre voi v-ați deschis deja chakra inimii și radiați dragoste, alții urmează să vă deschideți în această vibrație înaltă în care sunteți chemați să trăiți. Deci, scopul vieții voastre, a multora, că doar e casa a 12-a peștilor și zic a multora, chiar dacă poate acum lucrați ca și contabil la nu știu ce firmă, da, scopul vieții voastre este să aduceți vindecare divină, lumină și dragoste în această lume. Că se va manifesta acum, că se va manifesta, că se manifestă acum, că se, cum fac eu, că se manifestă mai încolo, rămâne de văzut. La capătul setului de cărți aveți writing, scriere, school, școală. Sunteți pe calea cea dreaptă. Mulțumesc, dragii mei, că îmi confirmați că ceea ce fac, acest canal, arta mea și mesajele pe care încerc să le aduc în fața celor care mă ascultă sunt binevenite și de către îngeri și alte dimensiuni. Da, sunteți pe calea cea bună, eu știu aici, dar poate că unii aveți nevoie de confirmare. Unii dintre voi trebuie să vă școliți în această direcție. Apropo, cum am zis mai devreme, dacă sunteți contabil, writing sau eu știu ce, administrator la nu știu ce școală sau pe unde o să mai fi lucrând, trebuie să vă școliți în această direcție, lumină și dragoste, în această direcție spirituală. Eventual, în acest sens, ar trebui să faceți niște, să faceți un caiet, un soi de jurnal de intenții și jurnal de, măi, de ce se întâmplă aici? De eliberări. Aici s-a răsucit imediat. Și o să vedem dacă reușesc eu să... Da. S-a stins lumina ca să se facă lumină. Probabil că trebuie să vă schimbați un pic direcția. Un pic mai mult unii, alții mai puțin. Da. Am lucrat un pic ceara care se topise un pic asimetric. Da, mai lucrăm cu lumina noastră, cu dragostea noastră, lucrăm. Trebuie să fie în armonie. Deci, aveți ceva de scris aici, confirm pentru că setul de cărți pe care îl fac încă mai are ceva de primit alături, cartea cu instructaj și nu doar, mai scriu o cărțulie. Sper să o prezint până la sfârșitul anului. Acum, voi, depinde de voi ce vreți să scrieți, dar trebuie să scrieți ceva, în principiu ce vreți. Acum am oprit setul de cărți care îl voi folosi. S-a separat la un moment dat. Știți că amestec în toate felurile și separ. Am simțit nevoia să împărtășesc cu voi. Cineva își dorește să o ia de la zero. Nu e obligatoriu să fie geamăn. Știu că am pe cineva o peștoaică care iubește un geamăn. Da? Știu că am peștoaice care iubesc un bărbat în balanță și față de care simt multe emoții și acesta eventual s-a mai detașat. Poate că este o distanță între voi, dar dragostea a fost. A venit ca să se schimbe lumea în viața unuia sau în viața amândurora, sau amândurora, zic ei. În fine. Dar cineva trebuie să plece cu lumea și 8 de cupe într-o călătorie, călătoria vieții sale sau ca să-și caute fericirea. Acum,
Chiar dacă nu-i balanță, personajul încearcă să-și găsească dreptatea în viață. Analizează dreptatea, analizează karma, sper. Poate vorbesc prea frumos, prea elevat pentru aceste personaje. Poate ei nici nu ascultă tarotul, că în general semnele de aer sunt destul de raționale și adesea, nu toți, adesea atei, mai ales bărbații, că asta e natura lor masculină, dar nu toți, evident că nu toți, nu intrați în panică. Dar posibil un personaj în viața voastră a avut tendința să fie prea analitic în ceea ce privește emoțiile voastre, a încercat să se detașeze, să vadă lucrurile altfel. Totuși, apare în această perioadă dorința de a manifesta ceva nou. Acum, evident că acest mesaj se poate raporta și la voi. Voi să vă detașați de o dragoste care este peste hotare, dar știți, lumea sunt hotare multe, 10 mări și 10 țări, da? Și să încercați să vă detașați și să vă concentrați, alt mesaj, da? Pe dragostea față de voi, pe bucurile voastre și să vă faceți dreptate, eventual să vă înțelegeți karma față de personajul de care vă detașați și să manifestați ceva nou. Ceva nou. Și în primul rând, această nouă direcție, să manifestați credința, lumină, că nu degeaba a venit lumină și dragoste. Acum, ar putea să fie două personaje care apar în viața voastră. Există și un rece de bâte. Dar ce persoană pasională, măi, măi, și creativă, și inventivă, și plină de foc, foc, foc. Chakra întâia și a doua, evident, cu roșii și portocaliu, sexualitate exagerată, dorința de control exagerată, însă au nevoie de emoții. În spatele acestui personaj există conflicte, poate au invidioși, dacă sunt oameni de putere sau de scenă, pentru unii dintre ei, dintre voi, poate aveți un personaj de scenă, că regele de bătăie. Poate să fie cântăreț, dansator, actor, cine e mai bun actor decât lei? Dar, în fine, nu vorbesc de zodii. Cineva care manifestă această energie, da? Dramatică, drama. Drama king and drama queen. Are în spate niște conflicte. Poate sunt conflictele lor legate de acest trei de cupe, de atracția pe care o simt față de voi și de dorința de a vă se întâlni și a de a vă sim, de a se întâlni cu voi și de a vă simți bine împreună. Există totuși, poate au persoane invidioase, poate au persoane geloase, dar de ce să fie acest personaj minunat tocmai cu voi, peștișorii? Ia, hai că poate găsim alte persoane, eu știu, care vor să, printre fanilor, care vor să le fie în preajmă. Oricum, această dragoste, această pasiune se transformă, s-a transformat, încă în transformare, că transformarea ține mult, da? La un moment dat a fost un trio, un trei de monede, a fost, ia uite, cavalerul de bâte, cavalerul de cupe, acest personaj n-a fost rege de la început. Chiar dacă e de scenă, chiar dacă atrage atenția, chiar dacă e simpatic și foarte interesant. Dar era interesant și ca și cavaler, venea, pleca, prinde romanțe, prinde promisiuni, de pasiuni, de sex sălbatic și totuși nu prea se decidea, nu prea se hotăra. Venea, pleca, venea, pleca, dar apare această transformare în viața lor și își doresc să exprime bucuria pe care o simt față de voi, dar mai au ceva de exprimat, orică sunt invidioși, orică există conflicte mentale în căpșorul lor legate de această situație. Gata. Punct. Și de la capăt. Hai să mai amestec o dată. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Hai să vedem. Septembrie. Vrem vești frumoase. Septembrie 2021 s-a făcut. 2021 de jumătate de an s-a făcut. Ia-o împărăteasa. Oh, și marele preot și steaua. Un personaj frumos. Ah, ce frumos ar fi să fiți voi, că tot aveți lumină și dragoste. Combinația asta este un personaj strălucitor, creativ, plin de dragoste, de înțelepciune și foarte conectat la alte dimensiuni. Ea poate să fie o stea de cinema, dar poate să fie și o stea de cinema căsătorită sau cu un contract la Hollywood. Da, nu știu dacă poate o fi și cum era Bollywood,
Poate o fi și în India, nu contează. Interesant cum s-a împărțit în două, exact ca la balanță. Împărăteasa și 7 de monede. Există o situație, ori acasă în viața lor, care îi pun în stand-by. Îi pun în stand-by. Și provoacă la transformare. Hai să amestecăm încă o dată. Vreau să tai, dar acum mă mai amestec. Așa a fost să fie, nu? Că tot am vorbit de balanță pentru anumite peștișoare. Gata. Acum te ia. Regina de cupe. Hai, peștișori. Septembrie 2021. Hai, iubi. Oh, hai mă, pisi mă. Hai mă, pisi peștișor. Nu mai fiți așa, mă, dragile mele. Nu mai fiți așa. Ups, nu mai fiți așa. Vă rog frumos, un pic mai mult optimism. 10 de bâte. În sufletul vostru. Sufletul vostru e apăsat așa de greutăți, de responsabilități. Și știu că și eu am nu știu câte pe cap. Știu. Dar pe cap să fie pe umeri, nu pe inimă. Vă rog frumos, pe inimă, aici să fie lumină și dragoste. Vă rog, eliberați-vă. Please, please. Hai, grăbiți-vă. 10 de bâte. Vedem ce înseamnă. Oh. Hai, mă, peștișor, împăratul. Provocarea este aici, este. Dragii mei peștișori, unii dintre voi trebuie să fiți independenți. Și peștișori independenți destul de rar, nu zic că e imposibil și destul de greu, repet, nu zic că e imposibil, pentru că peștișorii au un potențial imens, dar adesea se pun la dispoziția altora până se trezesc să-și urmeze calea și să meargă contra curentului. Aici este. Curentul este să luați responsabilitățile, să faceți, să aveți grijă de X, de Y. Da. Să mai iau niște buruieni din curte, să am grijă de pisicuțe, să văd rojile dacă s-au făcut, castravițe s-au făcut, să mă duc în oraș să fac la 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 la, în loc să fac etalări, în loc să fac artă, da? Am dat un exemplu despre mine, cum e la voi în viața voastră, voi știți. Și aici este provocarea, este să fiți independenți pe picioarele voastre. Eu anunț că îmi caut, da, mă pregătesc să-mi schimb domiciliu. Voi nu știu ce faceți, dar eu sigur îmi schimb, apropo de casă de patru, da? În curând îmi schimb domiciliul. Oh, nouă de... A, mă, peștișorilor, vrem ceva frumos, hai. Vă rugăm, mesaje frumoase. Nouă de spade, prea multe griji. A stat la pat, v-ați îmbolnăvit în aceste probleme. Aveți eventual un personaj care încearcă să vă controleze, dar, dragii mei, dați cu ei de pământ, pentru că se poate. Da, știți, așa foarte frumos și foarte umed. În sensul că voi, peștișori, dați așa cât o coadă peste nasul acestor... personaje care vor să vă controleze. Oh, 4 de monede. Evident că o să clarific, dar deocamdată fac așa interpretarea cum mă simt eu. Final, am zis, sunt mai multe feluri în care, sau mai multe mesaje pentru fiecare carte, mai multe mesaje și netalări. Avem faza 1, faza 2, faza 3, da? În ultima vreme, ați încercat să ieșiți din grijile astea și să vă puneți bani deoparte, să vă creați acest mic, cum să zic, pornirea pentru acest mic imperiu. Aveți, dragii mei, peștișorii mei, aveți un imperiu de creat. Eventual, foarte frumos ar fi visul vrăbiuței, ar fi să vină acest bărbat divin super fatal, că tot am văzut 10 de bute, care să vă ajute, să vă eliberați de toate aceste probleme de griji, de responsabilități, de probleme cu banii, da? Super bărbat. Și totuși, da, voi ce faceți? Da? Dacă stați în această vibrație, nu știu cât o să rezist acest bărbat în această atmosferă. Voi trebuie să fiți în această vibrație, în lumină și dragoste, da? Și independente. Pentru că dacă sunteți ocupate cu altele și nu o să aveți timp de acest bărbat care vrea atenție maximă, de ascultat, pentru cine vrea să asculte, 9 de bâte, în viitor, blocaje, da, dar e bine, e bine. Faptul că a apărut 9 și nu 10, spune că ați renunțat totuși la ceva și încă mai aveți energie să stați în picioare, asta e bine, și să vă luptați cu blocajele. Ați renunțat eventual la, eu știu, timpul pe care l-ați acordat cuiva. Eventual, am dat un exemplu. Ați renunțat la o bătă, la o problemă, la o pasiune pentru cineva. Eventual. Vedem cum se așează cărțile. Of, regina de spade, mai, 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 dar vreau ceva mai multă culoare, please. Please. Queen Bee, eu asta sunt, Queen Bee. Fiți raționali, spuneți ce aveți de spus, tăiați în stânga și dreapta dacă este necesar ca să scăpați de aceste greutăți. Aici vă că ați tăiat o bâtă, mai urmează două, trei, hai, până ajungeți la prima bâtă, da?
Și vă recăpătați sănătatea și inspirația să mergeți într-o nouă direcție. Vrem o nouă direcție, vă rog frumos, avem nevoie de un as. Haideți, confirmați că e nevoie de un as 2, 3, 4. Of, în prezent, e zodia Fecioare. În prezent trebuie să analizați. Uitați încă o bâtă, dar această pasiune foarte frumos pentru că aveți scriere. Oh, da, mulțumesc pentru mesaj. Sfatul este să vă izolați un pic. Dar, dragii mei, cu un scop, este o bâtă. Aveți în spate 8 bâte. Comunicarea cu X, cu Y, cea pasională plină de inspirație, este pusă un pic deoparte. Da? Blocați eventual acea comunicare. Blocați eventual, eu știu, asta în viitor. Niște influențe de al de 9 de spade. Izolați-vă un pic. În ce sens? Dar nu așa, oricum. Într-un mod rațional, că aveți regina de spade, izolați-vă un pic și intrați în zona expansiunii mentale. Aveți de scris. Fecioara, guvernată de Mercur, vă ajută în acest sens. Avem aici Fecioară, Eremitul și Scriere. Și știu că pentru mine această perioadă este, deja am început, este foarte bună pentru scris. Ce am eu de scris? Cărțuliile pe care trebuie să le scriu eu. Acum poate nu scrieți, dar trebuie să analizați. Aveți două cărți în prezent și în sfat care analizează, dragii mei. Analizează bine. Nu în sensul că, aoleu, 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 ce fac, că nu găsesc, nu știu ce să fac, mă doare capul. Uite și pe ăsta doare capul și pe ea și pe el. Nu? Gândiți-vă, găsiți soluții practice cum să vă construiți imperiul vostru și cum să vă controlați voi viața. Voi vă controlați pe voi, nu lăsați pe nimeni să vă controleze. Acum. Da. Unii dintre voi treceți prin această perioadă. Eu știu cum este și nu doar că unii dintre voi periodic trecem prin acest întuneric ca să ni se testeze rezistența, ca să ni se testeze această lumină și dragoste. Nu înseamnă că nu aveți lumina. Dar cât e de mare lumina voastră rezistă în întuneric? Sau trebuie tot timpul susținută de lumânări, de soare, de zi, de optimism, de situații frumoase, da? Aici este. Lumina voastră este provocată. Credință. Da, credință. Căutați-vă destinul. Pentru cei care nu l-ați găsit, am zis, sunteți pe cale. Uite ce frumos. Aici este o cale, da? Și aici e o cale. Chiar dacă e greu, veți ajunge. Calea voastră se va transforma în lumină, în curcubeu, în dragoste. Deocamdată e o însingurare necesară analizei, scrierii. Aveți nevoie să vă puneți în ordine gândurile și nevoile și tot. Exterior, cavalerul de monede. Cineva vrea să construiască ceva cu voi, dar vine foarte, foarte greu. Important este că vrea totuși ceva solid cu voi, ceva serios. Ar putea să fie acest împărat care, din niște motive, vine greu. Cu fi semn de pământ nu obligatoriu, dar... În general, împăratul nu se mișcă și din acest motiv poate apare și cavalerul de monede. Se mișcă atât de greu încât vi se pare că stă pe loc. În fine. Ah, asta e 5 de spade, invidiile oamenilor, răutățile, cuvintele grele pe care un peștișor adesea le aude în viața sa, da? În acest motiv, unii sunteți chemați să vă conduceți viața singuri. Să vă descoperiți autoritatea, dragii mei, ce provocare! Vă este teamă de 5 de spade. De injurii, de acuzații, de învinovățiri. Pentru că dacă vreți să plecați, ori să vă acuze, a, nu ne iubești și pleci de lângă noi, peștișorule, ce ai făcut? Vai, da, ce instabil sunt peștii, nu. Peștii au nevoie și ei de stabilitate, dar în altă locație. Oh, ce frumos! Evident, ce vă doriți, soarele! Dragostea, mulțumim! Poate pentru unii acest bărbat, pentru că soarele este energie masculină, bărbatul divin, doamnelor, 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 bărbatul divin. Descoperiți copilul interior, doamnelor, domnilor care sunteți în această fază.
Da, frumos. Ce reușiți să faceți? Uai, în sfârșit! Să vă echilibrați emoțional, să descoperiți... Măi, e posibil să descoperiți dragostea adevărată, dar, într-un fel sau altul, dar aici este o descoperire mai degrabă interioară care se va manifesta, va radia în exterior și eventual va atrage bărbatul, femeia divină, perechea divină. Uai, ce-mi place, place, place. 5 de cupe. Posibil să aveți ori doi bărbați în viața voastră, doamnelor, și să trebuiască să alegeți regina de spade. Ori doi bărbați, ori... Să pun eu așa cărțurile, ați văzut-o aici. Unul mai sentimental, altul mai pasional. Cel sentimental nu arată atât de mult ce simte, dar simte foarte profund. Poate să aibă și lună în rac, în scorpion, în pești, atunci ei cu luna și cu voi cu soarele, vă dați seama cât vă iubesc oamenii ăștia. Da? Când e luna și soarele în conjuncție sau ascendent. Da? Și totuși există niște lacrimi. Poate să fie una și aceeași persoană, regele de cupe și regele de bâte. Dar mai există și varianta ca voi să vă găsiți echilibru, independența, frumusețea, să radiați dragoste, spiritualitate, cum vi se zice. Și în momentul în care ajungeți în punctul ăsta și plecați de aici, de la 10 de bâte, cineva să înceapă să regrete că nu v-a oferit suficient timp și să-și dorească, regele de bâte dorește să vină lângă voi. Regele de bâte nu vine lângă un slujbaș, haide să vă zic. Să vă mai învăț, dragii mei, că poate unii nu știți. Reginele nu vin lângă slujbași când au ce să caute. Nu mai zic împăratul nici atâta, da? Și aici este un slujbaș al tradițiilor, al familiilor, al unui job, al multor, da? Voi trebuie să ajungeți aici, regina de spade. Da, evident că poate să fie și un personaj cu marcaj în balanță, în mod special, poate să fie și în gemeni. Vedem ce iese la clarificări. Dar trecând peste această posibilitate, voi trebuie să fiți Queen Bee. Voi trebuie să fiți Queen Bee și să spuneți adevărul, să spuneți ce aveți, care e problema voastră și să vă eliberați, să tăiați sabia în sus, să tăiați de, ia uite, atașamentele, grijile, provocările, îi puneți la punct. 5, da? Și aveți aici niște atacuri verbale, niște invidii, îi puneți la punct, da? No mercy. Acum, în momentul în care voi aveți soarele, manifestați soarele, atrageți personaje asemănătoare vouă. Aici este. Când ești depresiv, cu lacrimile curgând pe obraz, voi nu vreți să atrageți dragoste din milă, dragii mei, și nu contează ce zodie sunteți acum. Eu vorbesc pentru toată lumea, nu doar pentru peștișori. Și poate să aveți altă zodie și aveți aici Venus sau Lună sau eu știu ce ascendent. Pentru oricine ar asculta. Nu vrem să atragem dragoste din milă, nu, ci onorabil, de la egal la egal, da? Ca să fie rege și regină, să fie un cuplu perfect. Acum asta este. A revenit regele de bâte. Cineva, poate regele de bâte acest soare și vi-l doriți, dar ca să vină acest personaj trebuie să fiți și voi soricei voștri. Nu să fiți un soare mare, mare ca ei, dar poate sunteți, eu uite, un soricel acolo, în sistemul vostru solar. Da? Schimbare de energie. Frumos ar fi, Doamne, ajută să ne schimbăm și casa, cei care vreți. Eu vreau. Da? Schimbare și 4 de bâte. Să ieșiți din tradiții, eventual. Ia uite, o pasiune vine trăsnet. A venit, o fi venit, ia uite. Rege, dar bărbat stabil acesta cred că este, care simte multă pasiune pentru voi. Da. Dar care trebuie să încheie ceva, trebuie să se transforme, însă. Poate să fie chiar acest bărbat, regele de bâte, că nu mai erau două cărți pentru acest personaj și să apară sub formă de rege de monede și regină. Personaj cuceritor, dar fixat pe bani. Aici este. Cuceritor, dar fixat pe bani. Și atunci apare pasiunea, soarele acesta care ar trebui să deveniți voi. Vedeți? Ar trebui să deveniți voi. Aici este. Și în momentul în care voi deveni soarele, pare și trăsnetul și inspirația. Da?
și potențialul de stabilizare într-un cuplu fericit. Aici este. Dar, deocamdată, trebuie să se schimbe energia 10 și 10. Da, am fost un pic întreruptă. Evident, 10 de bâte, dar merge mai departe. Sper să nu se decaleze sufletul. Sufletul, băi, nu se decalează sufletul. Ela, se decalează sunetul. Nu. Sper să nu se decaleze, dar probabil că ceva cu sufletul ăsta este. E în suflet chinuiți. Sunteți cam chinuiți de probleme. Acum, hai să și clarificăm. Aș vrea instalări mai faine pentru peștișori. Evident că vreau mai fain. Hai să vedem ce e cu acest 10 de bâte pentru peștișori. Să vă rugăm, clarificăm. 2 de bâte. Acestea. 2 de bâte. Trebuie să alegeți. Astea, trebuie să alegeți, să vă faceți planuri, să lăsați în urmă problemele. Poate cineva nu poate să aleagă între voi și atunci vă simțiți și voi vă consumați, vă simțiți apăsați din cauza faptului că cineva nu poate să aleagă între voi și altcineva din viața lor. Că tot există invidioși în viața lor sau a voastră, a cuiva. Dar toți avem invidioși, așa că... Doi de bâte. Aici este. Poate că trebuie să alegeți, cum am zis mai devreme, între independența voastră și atitudinea aceasta de slujbaș, de victimă, da? De obedient. 10 de bâte. Și trebuie să alegeți, am zis. Soarele, vreți să străluciți, să fiți stăpânii vieții voastre sau să vă consumați în asemenea relații karmice. Pentru mine, 4 de bâte înseamnă și relație karmică. Și astea sunt și de familie, da? Și frații, surorile, mama, mătușile și prietenii. Aici este. Trebuie să concepeți această dragoste, această nouă dragoste, dar o concepeți în voi, dragii mei. E încă într-o altă dimensiune concepută. Nu e încă în viața voastră, dar trebuie să o atrageți. Împăratul, te rog frumos, clarifică împăratul pentru peștișori. Cine e acest împărat? Există un bărbat puternic în viața unor femei care ar vrea să-și facă apariția. E prin preajmă, e. Cine acest? Clar că e bărbat, e figură masculină cu soarele, regele de bâte și împăratul și regele de cupe. Poate să fie un bărbat căsătorit sau cu o poziție socială, profesională importantă și atunci și alegerile lui sunt grele. Dar ca să-i ajutați, trebuie să fiți la această vibrație înaltă. Și nu vorbesc de bani, musai, vorbesc de vibrație, da? De lumină și dragoste, de spiritualitate, de înțelepciune, de principii, regina de spade. Împăratul, te rog frumos, iute. Lumea. Un personaj care e la distanță, peste hotare, eventual. Dar tot așa cu lumea, oho, cu lumea și împăratul, un personaj care are la picioarele sale lumea. Are la picioarele sale o grămadă de oameni. Eventual a dat în spate o atitudine mai distantă și vrea să manifeste această pasiune într-un fel în viața lor, eventual cu voi. Așa ar fi frumos, eventual cu voi. Dar ca să se întâmple acest lucru și să se mențină această alegere, interesant, poate că are legătură cu balanța, că sunt două alegeri, niște chestii, dar ca să aleagă manifestarea acestei pasiuni în viața lor față de voi și la la la, și voi, doamnelor, trebuie să fiți cu lumină, da, soarele, să poate să-i ghidați, să-i inspirați, să fiți în varianta voastră cea mai frumoasă.
Dacă, acum alt mesaj, că am mai multe, știți bine, că am nu știu câte în buzunare. Dacă acest personaj a încercat să vă controleze și voi trebuie să vă eliberați, lumea înseamnă încheiere de capitol, voi trebuie să vă ridicați deasupra lumii vechi în care a trebuit să munciți pentru ei, să le ascultați, eu știu, ordinele și să le executați și să deveniți voi independenți și lumină în viața voastră și a altora. Doamne ajută! Invocație, invocare. Invocați apele, lumina, dragostea, planetele, energia divină să vină în viața voastră, în cercul vostru magic și să vă hrănească. Poate pentru unii acest personaj iar este peste ocean, peste o apă, peste o distanță foarte mare și vă cheamă. Poate că și voi chemați telepatic. 9 de spade. Cu 9 de spade, regina de spade în prezent și 5 de spade în poziția fricilor ar putea să fie un personaj foarte mental, poate cu planete în semn de aer, poate să fie și ascendent, care acestea să-și fac griji din cauza invidiilor să nu fi putut să manifeste ce și-au dorit. 5 de monede. Da. Niște probleme în cuplu. Că e cuplu, că e familia voastră, că sunt probleme financiare, în primul rând, independent de vreo altă poveste, în trecut ați avut probleme și de sănătate, clar, și financiare. Dar aici trebuie să vă schimbați mentalitatea. Pe de altă parte, am zis, pentru că ați avut niște probleme, nu s-a putut manifesta nici dragostea, pentru că ați fost într-o anumită mentalitate. Asta e. Ia uite, 6 de bute. Valetul de cupe, de inimă. Sunteți voi. Regele de cupe. Da? Voi. Doritor să vă exprimați emoțiile într-un mod atrăgător, dar, asta e, din niște motive nu s-au putut manifesta această dorință a voastră. Valetul de, nu, 4 de monede. În trecutul apropiat, 4 de monede. 10 de spade. Ce vreau să mai spun, dacă au fost probleme cu acest personaj cu marcaj puternic în semn de aer, posibil v-ați înstrăinat, v-ați îndepărtat, ați intrat în tăcere, n-ați mai comunicat cu acest personaj. Pentru că în ultima vreme sunteți provocați de viață, bine că a venit așa pe diagonal, să lăsați în urmă trădările, da? Nu e nici în poziție normală, nici invers. Sunteți pe cale, sunteți pe cale, da? Să vă eliberați de greutăți, de trădări, de jignire, de responsabilități, de relațiile karmice, clar, cu patru, de oamenii stricți, de oamenii rigizi, de niște chestiuni în casă, că tot este numărul 4, da? Pot să fie și părinți, fără supărare. Cu toată dragostea pe care o avem față de părinți, uneori, eu vă zic, am văzut multe situații când părinții stau în calea fericirii copiilor. Asta e clar. Eremitul. Ia uite, eremitul și magnetismul. Deci magnetismul pe care îl aveți există între voi și cineva, este provocat de tăcere din cauza că unul este căsătorit, unul are bani și celălalt nu, și celălalt e într-un stres, 8 de spade, 9 de spade. Am dat niște variante, evident că puteți să mai adăugați în sensul ăsta, chiar să vi le dau pe toate, ar trebui să vorbesc 2 ore și aș obosi. Însă, hai să vedem. Regina de spade. Șase de cupe și mare preot. Pentru unii această regină de spade, gemeni, balanță sau vărsător, este într-adevăr un suflet, 6 de cupe, cu care ați mai fost într-o altă viață, cel puțin într-una, dacă nu mai multe. Vă simțiți, există telepatie, există sensibilitate. Voi le aduceți aceste emoții, da? Voi. În general, dacă manifestați această carte, dacă nu vă aduc ei vouă, dar frumos ar fi voi să fiți soarele în viața voastră și în viața altora.
Nu este important ce sunt alții în viața voastră, este important ce faceți voi în viața voastră, voi cu voi. Da. Deci, 6 de cupe. Se dorește eventual o împăcare, o prietenie între voi și acest personaj. Există o nostalgie. Vă gândiți așa, într-un mod nostalgic la acest personaj pentru unele doamne. Acest personaj probabil că este într-o căsătorie, dar a venit și Marele Preot tot pe diagonal. Poate că și ei se gândesc să încheie un capitol, poate și ei au problemele pe care tocmai le-am descris, sunt problemele lor, dacă nu le recunoașteți, dar în general, când sunt suflete perechi, sau mai ales flăcări gemene, cam trăim în oglindă ce trăiește și celălalt. Din acest motiv vă ghidez de fiecare dată, la orice prezentare, să deveniți soare în viața voastră, să deveniți soarele vostru, împărat, împărăteasa voastră, ca și ei să devină și să vă puteți întâlni. Interesant că în această poziție Marele Preot are lumina undeva în jos, e ascunsă, încă n-a descoperit spiritualitatea, este mai mult ghidată de tradiții, de tendință de a fi mai fixist, 4 de monede, poate, să facă ce zice societatea, ce e frumos în societate, să nu deranjeze familia. Și atunci este provocat și acest personaj să schimbe ceva în viața lor, dacă vor. Câte variante am dat aici? Nu mai știu. Da, uite, împăratul, ia uite-l. Ia uite-l cum a venit. Împăratul. Este vorba de același împărat, de același personaj. Deci, personajul ăsta poate să aibă marcaj în semn de aer. Ia uite-l. Da? Poate să aibă marcaj în semn de aer. Și trebuie să încheie un capitol, această căsnicie, această relație karmică. Poate să fie iar semn de aer, 10 de spade și relația karmică a lor. Vedeți pe unde sunteți? Că eu obosesc să dau chiar toate variantele. Mai puneți-vă și voi și căpșorul și intuiția la lucru. Oh. Acum. Clarificăm sfatul. Eremitul, te rog frumos, clarificăm eremitul pentru peștișori în această perioadă. Eu știu că oricum trebuie să scrieți ca să învățați să manifestați. Faceți-vă timp și de studiu și de scriere. Este importantă rostirea și scrierea ca să vă manifestați viitorul, creșterea, trezirea, vindecarea ce vreți voi, dragostea, abundența. Eremitul. Sper să învățați unii dintre voi că unii învățați mai greu. Pentru că una e să înveți și după învățare mai vine și aplicarea subiectului în practică. Adică mai sunt alți pași după ce înveți lecția, trebuie să o și aplici. Ca la lecțiile auto, da? Că tot mai fac așa, mai iau câte o oră, două, trei de auto, deși am carnetul de ceva timp și mă obișnuiesc să conduc, dar mai iau așa câte o oră. Știți? Una e ce înveți la școală, ce citești în cărți, alta e ce se aplică pe teren. Da? Clarificăm, te rog frumos, eremitul pentru peștișori în această perioadă. Opa, asta e interesant, vedeți cum vine? Invocare, invocați, învățați să lucrați cu energiile, cu planetele. Intrați în cercul vostru magic, protejați-vă și chemați numai ce vreți voi să vină. Iar este o tăcere între voi și acest personaj, cred. Și sfatul este să vă folosiți energia ca să deblocați nouă de bâte ce stă în calea comunicării. Poate și ei invocă întâlnirea. Ia mai dăm o carte, ia. Roata norocului, ia uite, roata norocului. Este nevoie ca să se manifeste, să se conceapă victoria, da? Este nevoie de schimbare de energie. Am văzut, ia uite-o, uite aici, ce vorbesc, nu? Roata norocului. Ia să punem bleț. Da? Vedeți că e de 2 ori. Dar femeia divină trebuie să intre, să se ilumineze, trebuie să trăiască în lumină și în dragoste ca să aibă această energie, încărcare de la sursă, da? Și la lume este lumina tot deasupra capului, tot deasupra capului, da? Ca să poată să schimbe energia. Ceea ce schimbați, energia pe care o schimbați în viața voastră,
schimbă și viețile altora. De-aia zic, fiți soare în viața voastră ca să fiți și în viața altora. Mai dăm o carte totuși pentru eremit, pentru acest sfat. Unii dintre voi trebuie să învățați cum să invocați, cum să chemați Duhul să vă ajute, Duhul Sfânt, evident. Să chemați arhanghelii să vă protejeze. Ah, sunt multe, măi, sunt prea multe, totuși. Totuși. Știu. Ia uite, energia, folosiți-vă tai chi-ul, lucrați cu tai chi-ul vostru. Lucrați cu tai chi, eventual studiați, căutați pe internet ce înseamnă tai chi. Este o meditație în mișcare, așa cum fac eu cu sufismul, cu dervișii mei. Apropo de mișcare, de roata norocului. Meditație în mișcare. Ok. Două e suficient. Ia uite, semn de aer, dar a venit cu capul în jos, sărăcuțul, și trei de spade. A venit în poziția în care... Există iar tăcere pentru că cineva trebuie să gândească sau nu spune ceva. La capătul setului de cărți, asul de monede. Asul de bâte. 10 de bâte care a apărut aici. Consumă acesta de energie. Regina de spade. Deci regina de spade se consumă, poate, mai mult decât voi. Pentru că trebuie să aleagă. Între a manifesta această pasiune și acest potențial de lungă durată, da? Sau problemele lor. Poate ei sunt slujbași. În fine. Acum. Pentru unii poate să fie regina de aer care este dezamăgită, este rănită și tace pentru că trebuie să înțeleagă niște lucruri. Și acum voi încerca să invocați, să analizați și voi, că analizează și unul și celălalt, evident. Pe de altă parte... Aer. Trecând peste faptul că ar putea să fie regina de spade, chestia asta pe mine nu mă satisface total. Chiar dacă și eu am reginele mele de spade în viața mea. Aerul invers poate să arate și nevoia, iar exact ce am zis mai devreme, mersi Doamne, mersi de inspirație, exact eremitul acesta, acest întuneric în care sunteți. Și în care trebuie să găsiți lumina, luna. Luna e aici, da? Trebuie să vedeți prin energia voastră lunară, prin simțurile voastre feminine. Aerul totuși e un simbol masculin, da? Și faptul că a venit invers. Renunțați la o atitudine eventual masculină ca să manifestați vindecarea de o decepție sau de mai multe. A venit aerul invers. Fiți deasupra gândului, avem și 9 de spade aici, ia uite, 9 de spade, păsărele în capul unuia. Sau, a cui o fi. Dar, vorbim totuși de sfatul pentru peștișori. Dacă aveți gânduri, lăsați-le în jos. Da, mulțumim de sfat. Dacă aveți gânduri negre, lăsați-le în jos. Manifestați abundența voastră. Vindecați-vă de decepții, trei de spade invers. Vorbiți mai puțin, gândiți mai mult. Eventual și scrieți și studiați. Deocamdată. Aici este tăcerea. Și toate exprimă tăcere, invocație, da? Atrageți lucrurile frumoase care vă hrănesc, dar în cercul vostru, în intimitatea voastră, este sfatul pentru voi, în mod special. Care legătură și cu alte persoane? Poate, dar în primul rând pentru voi. Fiți mai puțin vorbăreți și concentrați-vă pe o anumită bâtă, pe un proiect, pe o întrebare la care trebuie să găsiți răspunsul, pe un subiect. Oh, ce-am ridicat eu vocea. Dar așa a fost să fie, un subiect. Și bine ar fi ca acel subiect să fiți voi, viața voastră.
Cum să manifestați acest nou început, da? Asul te bâte. Acesta trebuie să fie subiectul. Sfatul este stabilitatea voastră, cum să vă conduceți voi viața. Clarificăm cavalerul de monede pentru peștișori. Încercăm să nu facem etalări, eu cel puțin mă strădui să nu fac etalări superficiale. Mă strădui cât pot. Da? Mă strădui cât pot. Dacă am pus multe cărți, au picat o grămadă. Cavalerul de monede. Cine e acest cavaler de monede care vine înspre peștișorii? Vă rugăm, poate să fie cineva cu marcaj în zodia Fecioare, care despică subiectul, cum am zis mai devreme, și-ar fi și ridicat vocea că na. Cineva despică subiectul, firul de păr în patru. Posibil, cineva cu marcaj puternic în Fecioară. Acum, altceva. Câte am dat eu, vă alegeți. Dacă e Marte în Fecioară, se vine greu. Dacă e Venus în Fecioară, tot așa. E mai timid, mai timidă, se exprimă greu, vine greu. Dar și când vine, este hotărât și este decis să construiască ceva stabil. Cavalerul de monede pentru peștișori. Cine acest cavaler nu poate să accelereze un pic? Haideți, vă rugăm. De ce nu accelerează? Așa eram eu când mi-am luat mașină, numai cu viteza a doua, a treia. Țâr, 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 țâr. Hai, că acum am început și cu a patra, mai merg și cu a cincea. Ops! Integrare. Integrare. Vine încet pentru că acest personaj încă nu a integrat pasiunea și emoția în viața sa. A trăit mai mult din nevoi raționale, fizice, materiale. Încă nu a integrat. Aici este axa. De fapt, nu e o axă, este altceva. Sunt două semne guvernate de Marte, apropo de acțiune. Eu știu ce am lucrat și de aia vă zic. Și pentru cine am lucrat această lucrare, pentru cineva, da? Trebuie integrate emoțiile acelea profunde. Scorpion, este un scorpion aici, dacă o să vedeți, da? Și focul acesta marțian, inițiator, tipic berbecului. Și aici este un infinit, dar deocamdată este, nu a integrat, a venit cartea invers. Din acest motiv, întârzie venirea acestui personaj. Încă nu înțelege ce e cu emoțiile sale, ce e cu pasiune. Ia uite, băi, justiția. Oh, asul de spade. Cava, regele de spade și aici e regina. O fi același personaj sau voi trebuie să deveniți, da? Queen Bee ca să fiți personajul lor perfect, cuplul lor perfect. Conflicte mentale. Patru de cupe, regrete, decepții, dragostea aceasta, nu știu dacă se manifestă pentru că au fost alte decepții. Cinci, iaute, dor, supărare. Mai clarific. Zic că e destul de clar. Personajul încă nu a integrat. Dacă o fi același, posibil să fie același, că doar a apărut, da, și justiția și asul de spade și regele de spade. Acum, clarifică-ne 5 de spade. Sincer, nu aș mai clarifica. Sunt niște conflicte mentale. Chiar nu vreau să mai îmi bat capul cu conflictele mentale. Știm ce înseamnă, da? Știm ce înseamnă. Hai să clarificăm soarele. Să vedem cine e acest soare. Avem nevoie de căldură, de dragoste, de sexualitate manifestată frumos, artistic. Creator. Ops, op, și ce a zburat această carte. Concepție. Oh, uf, ce frumos. Copilul divin. E aici. Unii dintre voi trebuie să lucrați la nivel psihologic cu copilul vostru. Divin, cu copilul vostru, divin, interior, da? Unele doamne își doresc un copil. Vă doresc succes. Probabil că sunt niște chestiuni. Regele și regina de spade pot să vorbească despre doctor. Acum schimb un pic mesajul pentru cei care își doresc un copil. Posibil. Dacă vine acest mare și, wow, nici nu mai găsesc cuvinte și interesant, bărbat, mascul,
Frumos, da? Glumesc un pic așa ca să mai zâmbiți și voi. Dacă vine acest superb magnetic tip, posibil să-și dorească un copil cu voi. Acum, am dat mai multe mesaje, dar că voi vă doriți acest bărbat și bărbatul acesta probabil undeva își dorește un copil cu voi și ar dori la un moment dat. Acum, mesajul doar pentru voi, că este dorința voastră să aveți un copil cu un bărbat care vă iubește și vă protejează, da? Cine, ce femeie nu-și dorește acest lucru? Spuneți-mi. Ce femeie nu-și dorește acest lucru? Dar până se manifestă acest lucru, până se concepe în realitate acest lucru, voi trebuie să aveți un pic să vă vindecați copilașul interior, care la un moment dat s-a ales cu niște traume, pentru că toți avem traume, nu putem evita traume. Nu putem, ia uite, foc. Acest personaj de foc, care, ia uite, are multă pasiune. Poate e cuceritor, atrage atenția multora și lasă multe inimi frânte. Însă, e o chestie de concepție. Ce vă doriți? Da, un personaj, ia uite, frumos. Uite, ce frumos, zice, ador lucrarea asta. Da, bine, nu că e făcută de mine, dar o ador. Vreți un bărbat care să vă protejeze? Posibil să vină acest personaj pentru unele să fie un bărbat mai înalt. Mai înalt. Ce aș mai spune despre acest bărbat? Dacă e bărbat. Că simte multe pasiuni pentru voi. Acum, hai să vedem. Nouă de bâte. Clarificăm nouă de bâte în viitor pentru peștișori. Că deja începe să se manifeste gălăgie în jur și nu mai vrem acest 5 de spate, gălăgie, cuvinte, agitație, energie, tulbure în jurul nostru, da? Nouă de bâte în viitor pentru peștișori. Vă rugăm. Sfinți Arhanghel, Sfinte Duh, să ne clarificați. Nouă de bâte, vă rog frumos. Clarificați-ne pentru peștișori. Nouă de bâte pentru peștișori. Ups, patru de bâte. Aici este. De spade. Analizați un pic, eventual. Iar patru de spade. Gândiți de ce ați manifestat blocajele. Era un citat frumos. Vai, vă rog frumos o să scriu, dacă în cazul nu l-am spus corect, o să scriu sub video. Dar citatul era din Rumi, care știți că este pentru mine al doilea motiv de inspirație. Primul este Isus, al doilea este Rumi. Spune așa, în calea, misiunea noastră, apropo de lumină și dragoste, nu este să căutăm dragostea. Nu, pentru că dragostea este noi, în momentul în care suntem, sau conștientizăm că suntem ființe divine, avem și lumină și dragoste. Trebuie să Misiunea noastră este să găsim blocajele, nouă de bâte, și să le găsim, să le înțelegem cu patru de spade. Mulțumesc extrem de mult de inspirație pentru cine o fi, să sperăm că ascultă și peștișori înțelepți. Deci să găsim blocajele care stau în calea manifestării iubirii. Și e valabilă și pentru voi care ascultați și pentru, voi știți, pentru X, Y la care vă gândiți. Ia uite, magician. Magicianul. Aici este. Luați lumină și oferiți-o. Și puneți în realitate. Aici este. Luați lumină, conectați-vă aici și atunci nu o să mai simțiți blocajele. În viitor, probabil că veți deveni mult mai înțelepți, așa văd. Veți înțelege și atunci veți rezista altfel pentru că aveți o altă viziune. Că tot avem eremitul și patru de spade. Acum ce reușiți să faceți? Regele de cupe. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe. O sunt multe, mă? Nu sunt multe. Regele de cupe, pentru peștișori. Hai să vedem, mai vreau multe, vreau multe. Ia uite, împăratul iar, regele de cupe. Extraordinar, nou, nu, 9 de spade, 7 de bâte și împăratul. Acest personaj vă iubește, dar trebuie să-și închidă el lumea. Aici, în nouă de spade, sunt grijile acestui personaj și nu contează zodia. Acest personaj, un om stabil, împăratul pentru mine poate să fie și un om căsătorit, da? Cu un job bun, nu vine. Un om cu
picioarele pe pământ, mai ales. Și acest personaj își descoperă o altă lume emoțională în preajma voastră. Am zis, și trebuie să integreze pasiunea, dați în urmă pasiunea și emoțiile, de a vine greu. Dar regele de cupe a fost clarificat de 9 de spade, 7 de băte și împăratul. Pe de o parte, poate să fie împăratul, care simte multă dragoste profundă pentru voi, mai ales dacă în sinastrie aveți acolo niște aspecte. Și acesta își face griji cum să devină mai deschis, 7 de băte, cum să devină mai vulnerabil. Pentru că are tendința să fie mai închis și mai strict. Că așa a fost învățat. Uite. 6 de spade și regele de cupe. De cupe de foc. Același rege de foc apare aici. Încearcă să se detașeze de această atracție, de această pasiune, se luptă. Iar lupta, puterea, probabil că are niște lupte de dat în cuplu, are de separat de cineva ca să manifeste acest început. Și până atunci încearcă să se detașeze, 6 de spade, de atracția, pasiunea pe care o simte. Am zis, măi, deci mi-e plac cărțile astea pe care le-am făcut, pentru că vin cu niște detalii și m-am zis, eu știu ce am desenat. Dacă era în poziție normală, înseamnă că ai integrat, e pe cale cât pe ce să integreze. Faptul că a venit invers și cavalerul de monede, care e extrem de încet, înseamnă că mai are ceva de integrat. Exact ce am... Măi, voi vedeți exact ce am zis aici. Emoții și foc, și a apărut regele de cupe și regele de băte. Foc și emoții, aici este. Și între ele sunteți voi în așteptare, eventual plângând după ei, sau este starea de doliu, de dor mai bine, că e tot cu D, dor. Le este dor, vă este dor unul de altul, însă aveți răbdare și între timp, până, adică nu stați așa că vă uitați pe pereți până își face acest personaj, își face ordine în viață, nu. Între timp voi concepeți acest soare în voi și începeți să radiați, dragii mei, că lucrurile se întâmplă. Nu doar că celălalt să-și organizeze, reorganizeze viața, dar și voi să creșteți într-o anumită direcție, dragii mei peștișori. O vorbește cineva care știe, da? Aici este. Între timp, voi analizați, invocați, deveniți mai înțelepți, concentrați-vă pe un proiect, scrieți, școliți-vă, da? Găsiți-vă calea și creșteți, dragii mei, ca un copilaș cu răbdare, concepție. Cu răbdare veți ajunge soale, cu răbdare vă veți bucura, cu răbdare. Dar aici este lucrarea interioară. O grămadă, mai vorbi și la voi 57 de minute. Sper că ați înțeles, nu știu cât v-a plăcut, dar sper că ați înțeles. Lucrurile se întâmplă cum se întâmplă, cu scopuri mult mai înalte. Și noi suntem chemați să ne regăsim. Cam atât, dragii mei. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Ceau, ceau!